Înainte de începerea acestui videoclip, vreau să fac un mic anunț. Eu cu un subscriber, dar meu, liniuță, prieten, liniuță, amic, tovarăș, cum vreți să-i spun, am deschis un canal în care facem podcasturi despre diferite pay-per-view din wrestling. Am făcut ieri seară la SummerSlam, a ieșit destul de bine. Din păcate, mi se înfășurase firul de la că și pe microfon se auzea apa acolo, cum se freca firul, dar asta e altă parte. Dacă căutați un canal despre wrestling, care discutăm despre wrestling, ce se întâmplă la pay-per-view-uri, aveți link în descriere și dacă e, băgai mea și când ce să îmbâlbâi, are susținere, facem pentru fiecare Raw și SmackDown în parte, discutăm fiecare match din Raw și din SmackDown, nu doar din pay-per-view-uri. Așa că, dacă căutați un canal de wrestling, link-ul este în descriere și v-am mai lăsat și un straw poll, mă rog, în care să votați care sunt seriile voastre preferate, ca să știu ce să postez mai des. Hai că am lungit-o prea mult, să trecem la episod! No bun, deci salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Sursă de Cancer. Nu știu cum e, dar n-am mai filmat Cancer de mult. Sunt pe unul din serverele astea de la Bruce. Mișto și pe eu cu mâța. Sunt pe unii server de la Brust, ăștia care, de la care am luat Canterul, au și ei câteva servere. Zilele trecute mă jucam pe unii server lor, mi se pare că era Brust 1, ăsta e Brust 3 și era Das 2. Și erau doi copii care strigau acolo: o, Ovidiu, și așa, se fan, nu știu ce. Mă, mi s-a părut mișto, adică prima dată când mă joc Canter pe un server și strigă careva că e fan de-al meu, nu știu, mi s-a părut așa mișto. Pe moment că n-am mai pățit asta. De fapt, o singură dată am mai pățit o chestie de genul. Mă jucam CSGO și eram pe un server de la Mau, ce omor pe ăștia. Ok, pe unde căcat m-a mai rămas un, nu știu. Eram pe un server de la Free, pe care l-am și numit, menționat, cum căcat să o spune, într-un în clipul ăla cu tutorialul CSGO. Și erau câțiva care se jucau acolo pe server și au zis că de la mine au luat CSGO, nu știu ce. Mă rog, dacă încerc să vorbesc, să fiu și atent aici. Deja am 6 cu 1, bine, 2 kill-uri le-am făcut runda trecută, dar 4 kill-uri totuși. Dă-mi cu aceasta. No, bubuie. M-am făcut și cu un sniper, hai că bine. Ia să încerc cu un rush micuț. Ia tu bomba. Bine, ia tu bomba. Așa. Eu mă o să fac rush pe acolo să văd ce mi-e. Filme și eu până se termină mapa, că văd că nu mai ține mult. Sper că am băgat la înainte să înceapă intro-ul la editare, anunțul că am deschis un prieten de-al meu și a făcut canal de ăsta în care comentează evenimente de la wrestling, gen SummerSlam, Battleground și azi, de fapt, nu doar SummerSlam. La Battleground am făcut comentariu de ăsta, podcast, review, cum vreți să-i spun, pentru SummerSlam. A ieșit destul de bine, eu cu el am făcut podcastul. Vorbeam pe Skype, discutam despre fiecare meci în parte, cum ni s-a părut. Aveți canalul în descriere și mai aveți și un straw poll, pui mei, cum să știi, cred că pool, că e cu doi de o, straw poll, mă rog, cu care vă întreb care este seria voastră preferată și sunt 10 serii acolo și puteți da mai multe variante, că am băgat la multiple answer și votați acolo care sunt seriile voastre preferate. Să știu ce să postez zilnic, ce să... Am văzut că domină GTA 3, deci ăla e pe primul și după aia mai venea aceste sursuri, Minecraft-ul și nu mai știu. Și pe ultimul loc, alea care îmi place mie să le filmez pentru story și astea și gameplay, Warcraft-ul și ălaltul, Prison Break-ul. Hai mă, să dăm o lămuță! Vreau să dau o lamă, am pierdut și Giga, nu futeam așa. Ia AVP-ul, ia AVP-ul, ia AVP-ul, să-mi dai mie. Nu, bine. Ce vreau să spun? Deci da, dacă aveți aceste sursuri luate, trebuia să-mi fi luat sniper, băgam aici. Dacă aveți aceste sursuri luate de la mine pe tutorialul ăla, intrați pe serverele alea, Bruce 1, Bruce 2, căci gen cum sunt serverele astea de aici, Bruce 1, 2, 3, 4, mă mai joc pe ele și dacă mă vedeți aici pe acolo, video 666, sunt eu și uneori mai filmez.
O să filmez mai des CS pe serverele astea, că n-au lag, n-au probleme și ei mi-au luat damage. Stați că fiți atenți și-l fac la ăștia. Avea gag, am futu-i... Maica măsii, dar... Dar mine trebuie să mă bag la CT. Mine trebuie să mă bagi la CT ca să mor în draci acum. Futu-s morții tăi. Hai să vedem, se descurcă ăsta? Hai. Cactuza Kaki, ce mai nume și-a pus și ăsta. Algeria văd că îi rupe cu Gheganu pentru că e un homosexual futut în cur. Hai că am draci acum, băga mea și... Da, deci am zis de post de la de canalul de review pentru wrestling și pentru stropul. N-ar mai fi nimic de spus. A, dar și că mai joc pe serverele astea. Și dacă cumva știți vreun server bun, cu puțin play, aproape deloc și fără lag și gen să meargă să dai RTV sau să schimb mapa, să-mi lăsați IP-uri în descriere și o să fac de-astea meciuri cu voi, poate fac pe Skype, nu știu. Dacă știți vreun server de-asta de V86 sau cât o fi, lăsați IP-urile în descriere. În descriere auzăm, toam, dar adică apar mai sunt comentarii. Sparel cu viața astăzi, nu știu ce am. Ok, se pare că e unul pe acolo. Să nu fie vreunul la bombă. Stai cu mine. Deci ăștia sunt în bază, se pare. Ok, să băgăm puțină viteză. Ce ar mai avea asta AVP? Exact ca moa. Să mă dau un pic mai spate și luăm pe la spate. Bomba pe unde-o fi? Au pus-o. Stai că am auzit pași prin partea asta. Hai că aia e. Defuzează-te, defuzează-te. Bine, bă, aia e. Știi, bă, că m-au zis pași undeva prin partea, dar nu m-am dus să văd. Acum mi se refac achievement-urile alea că am făcut update la joc. Că trebuie să se updateze. Hai că ziceam că mă duc eu să-mi iau pay safe-ul ăla. M-am dus pe drag, cu vedere că da, ies foarte des din casă, vă dați seama. Bine, ies din casă, mai plin cu bicicleta, dar e lene să merg până acolo și nu știu. Prea mult de mers. Mi-e lene să merg până acolo. Îs un puturos, recu. Ftuți morții mătii ăsta care a dat flash-ul, că mai fac și necrofil acum. Ai de cap, mă, ce l-am ratat pe ăla. Ca ultimul idiot l-am ratat, că trebuie să-mi dea la flash. De curiozitate, venea vreunul pe aici prin groapă, că mă uitam fix aici. Dar chiar și așa, poate îi vedeam mai din timp pe aia. Hai că m-a răzbunat. Pula, să suși pula. Ok, poate n-ar trebui să mai înjur în clipuri. Ok. Bine, Ovidule, calmează-te, comportă-te ca un om matur. Comportă-te ca un om matur, ca un YouTuber de peste 20 ceva de ani. Bă, ce YouTuber români ori fi care au peste 20 ceva de ani? Cred că X-Slader ar fi așa mai bătrân. Hai să mă comport ca X-Slader. Mă, o să știi că e cola în cap să-mi o torn. Da, chiar, am observat că mare majoritatea YouTuberilor au cam aceeași vârstă. 20 și, că s-au apucat pe la vreo 16. Gen Codrin, Rafael. M-am ajutat de cam aceeași vârstă au. A fost cam o generație prin 96, cam măia. Se pare că au fost mai cu bulan. Mă rog. YouTuberii 99 născuți chiar nu știu. Mai încoace cam prin 2002-2001, da, ar cam fi Shelly, mi se pare. Mai 98 știu că e GRV-ul, dar 99 chiar nu știu niciunul, să dea dracu. Dacă știți voi vreun YouTuber născut în 1999, scrieți-mi în comentarii. Și please, să nu fie un de la un puțe de care pune doar Minecraft. Să fie unul mai... Cam așa, gen 1000 de subscriberi, nu știu. E în fața mea aici. Ok, s-a dus dracu. Dar bine că m-a demergit ăsta de la mine echipă.
Că e pe unde or fi ăștia, nu știu. Că bagă viteză. Aia e, bă. Da, avem pe un coace. Ăla-i, bun. Hai că rezolvăm pe fraier. 17 cu 4. Nu-i rău scorul. N-am ce zice. Du-te, 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 du-te. Hai să-i prindem pe ăștia cu AVP-ul. Grenăzi, ciuciu nu mai am. Întâi pe aici vin ăștia. N-au venit. Pe aici la ușă, nici atât. Aici știu să campez de pe Condition Zero. Că jucam pe la... Întâi jucam 1-6 pe la 6 ani. După care pe la 7-8 m-am apucat de Condition Zero. Și am jucat Condition Zero până pe la vreo 10. Pă... Mama, asta venea și cu ce am mâncat. După care pe la vreo 11, nu, dar la 11 ani m-am mutat de la București, că am stat în București și m-am mutat la țara aici, în capătul ăsta de lume numit Bărcănești. Așa. No hate please dacă stați în Bărcănești și v-ați simțit jigniți. Iar dăm cu acea dualitul că este bun. Așa, și primul an, de fapt primii 2 ani n-am avut net, că na. Când am, a fost ai mei la aia să le zic că să vină cu curent, nu cu curentul, cu cablul și cu netul, cu cablul au venit, dar cu netul au venit după 2 ani, că de ce nu? Perfect normal. Ftuți dumne. Ah! Am aici de acolo. Mă rog, și da, primii vreo 2 ani n-am avut net. Perfect normal, nu? Aștept 2 ani ca să vină aia să-ți pună netul. E, asta e, n-ai ce face. Bine, n-au pus netul că zi nu mai era altul cu switch pe aici, sau cum mi se zice. Așa, să nu-ți bube bomba, să-i tu kill-urile. Nu mai era altul cu switch și... Iar m-a băgat la cite... Bă, dar ce dracu scurva lor să mă mute din echipă în echipă? Măcar să mă plătească ca lumea dracu. Mă rog. Da. Și nu era switch prin zonă și după aia, babar, n-am, nu prea am fost atent la detalii de ce nu au tras netul, dar oricum bine că l-au tras. Prin 2013 m-am apucasem tot așa de 1-6, că pe ăla știam, și în 2014 m-am apucat de sus. Sper să fie vreunul pe aici, să nu trag degeaba. Smoke la bombă. Am luat pe ăsta. Mă, oh, cum stă, cum sare bomba pe butoi. Repede, repede, repede. N-am nici de fuse. Poate vine acum și-mi dă la, mă. Ăla-i, mă. A, erau morți toți. Cream că ABA nu i-a dat acum suicide-ul ăla. Ok, am grenadă, hai să mergem. Bă, mi se pare destul de bun scor. Un 23 cu 4 nu e rău pentru un Dust 1. Bine, chestia că am și cu AVP mai mult și suntem puțini. Dar, mamă, cât ping-ul are ăla. Hai, pentru server rusesc am ping-ul destul de bun, 30. Dar când mă joc pe astea românești, am ping-ul 5 și 1. Deci 5-1, 5-1, doar atât l-am. Dar am ping-ul 5 și chiar sunt și alți români în echipă cu ping-ul 30, nu știu. Dar netul ăsta de aici e bun, că nu suntem foarte mulți. Probabil în sat cu internet conectați toată și de asta merge bine netul. Plus că la router la mine... Pe router la mine mai conecta doar tele. Futu-ți mor! Nu-mi pot să cred, bă, l-am nimerit în picior. Van Maghiar. Maghiar, ungur, stai. Ăștia au nevor Ardealul. Ardealul. Apar. Ține. României. Hai să vedem dacă nu răspunde ungurul ăsta. Era maghiarul ăla acolo. Și mi se pare că zic, cum de țiganii vin din indieni, erau niște triburi undeva pe lângă munții Himalaya în Asia, care se chemau maghari și aia au ajuns în Ungaria, de aia sunt ungurii maghiari de acum. Ftuți morții, ftuți morții, măt, chiar m-a luat ăla. Da. Nu știu, nu mai știu numai asta, că era un trim numit Maghari și aia...
magari, magari, ceva de genul. Și aia sunt, hai mă, și un Asteg. Vor extend map, trebuia să dau pe off-ice atunci, sau nu. Mă rog, poate mai votează ăștia, da, mai sunt doi la spectatori acolo. Ok, păi... mai fac o rundă, că am vreo 15 minute de filmare și încheie episodul, să fie așa ultima rundă bună, să-mi iau... O să mă bag din... nu pot. Da, se extinde mapa iarăși. Nu mai stau să filmez că 15 minute, că iese mare. Iese mare episodul după aia. Mamă, ce dracu am devine să râgâi. A, da, nu cred că v-am spus. Sunt treaz la 3 dimineața și acum e vreo... stați că am ceasul aici, telefonul. 8 și un sfert seara. Deci da, sunt treaz de... aproape 20 de ore, că de ce nu? Nu știu, dar pe la 3 m-a apucat așa o căcare, mă durea stomacul, m-am dus, m-am căcat. Nu m-a mai venit somnul. Pe la 4 jumate aveam un țânțar pe piept, când vreau să adorm, mi-am trătit o palmă, dar măcar am omorât țânțarul. Și sunt treaz de atunci. Mai știi, sunase WhatsApp-ul. Mă sunase careva pe WhatsApp. De... am avut că știi, am vorbit un pic cu ăla, dar vorbeam ce că... na, era că... vorbesc tare și îi trezesc pe ai mei. Chit că sunt vreo două camere distanță, holul și apoi camera lor. Dar totuși, eu în general sunt obișnuit să vorbesc tare. Și dacă, și dacă merg pe stradă și mă întâlnesc cu cineva, nu... tu-s Dumnezeu, mai fac o rundă, mai fac o rundă doar de draci. Ce dracu, se schimbă echipele? Ma, ce m-a luat ăsta, vreau răzbunare, mai fac o rundă. Nu știu, dar sunt obișnuit să vorbesc foarte tare de filme. Acum, la videoclipul m-am obișnuit să vorbesc un pic mai încet, că... na, fac videoclipuri de un an de zile, câte un, două clipuri pe zi. Am zile în care filmez câte vreo 4-5. A, da, tragi tu în mine, futu-s morții. Dăm cu Kalashnikov-ul, gata. Direct Kalashnikov, ai beli la fraiere, ungur, bozgor, maghiar, gay, homosexual, ce dracu ești, ai beli pula. Ok, a, da, vă băgați voi acolo, ia firața aia, dracu, mai luați de aici un flash, dacă dă ăștia smoke. Ne băgăm înapoi, în umbră. Atât la ce avea ăla de-a rămas o secundă în aer. L-am luat și pe ăla bun. Hai, vino și tu. Eu nu pe aici, am luat ca sigur. E aici. Du-te, dracu. Rățeai, dracu, mă. Don ăla e mort? E mort, sper că l-am... stai, am făcut 3 kill-uri, i-am dilpiu. Mai fac o rundă, băga... mi-a venit chef să mă joc și mai fac acum o rundă. Băga mea și piciorul, hai că joc bine. Mai fac... joc până mor. Hai să văd cât rezist. Câte runde am fără să mor. A fost prima rundă, astea două. Cred că fac episod de jumătate de oră, să-mi bat pula. Să văd cât rezist. Dar măcar că mor, să mor glorios în mijlocul luptei acolo. Luați de aici, ăsta acum dă smoke. Mai luați de aici un flash, firați-i dracu. Gata, zbil pula. Double kill. Hai, triple kill acum. Stai că s-a băgat un bulanjiu pe aici. Da, m-am dus dracu. Bă, ce pot spune? Cam atât și pe acest episod. Am murit destul de glorios după un double kill. Nu puteam să fac și un penta. Mergea să fac pentakill. 2, 3, pe asta că zice. A, făceam... hexa, septa, cum dracu să zice, septa, auzi, nu știu mine, habar n-am cum să zice la 7. Mă rog, deci cam atât și pe acest episod. Eu sper că v-a plăcut. Vechea poveste. Dați câte un cap în gură. Butonul de sub videoclip. Intrați pe linkul din descriere la Stropol și votați acolo care este seria, care sunt seriile voastre pe frate, puteți da mai multe răspunsuri. Abonați-vă și la canalul de wrestling, de review-uri, podcast-uri și cam atât. Ciao, les!